Ăsta era barul unde vinea aici să... Să îmbăta. Să îmbăta și după aia merea și le ardea pe victime. Orașul ăsta e o stare de spirit. Luați o gură. In under 2 minutes, then yeah. Asta era barul unde vinea aici să... Să îmbăta. Să îmbăta și după aia merea și le ardea pe victime. Eu am mai făcut un video despre asta, știi? Despre Jack the Ripper. Bă, le-am văzut, bă, toate. De aici începe toată istoria, uite-te. The Jack the Ripper. La 30 noiembrie 1888 a început toată, în 31 august, a început să le dea omorul la femei. Vezi? Și că în a doua parte a anului 1888, aici erau cică 100 de night-uri, de cluburi de noapte, de bordeluri și activau peste 200-300 de prostituate. Când a fost foametea aia în Londra, știi? Da, atâta. Da. Și acționa dimineața la 4:30-5:30 le toca. Și că avea experiențe de chirurgie. Le scotea uterul, le mierlea, de toate. Și poliția ajungea tot timpul după 3 minute, 5 minute și nu a reușit să o prindă. 5 victime au omorât. 3 au fost pe rând și 2 într-o noapte. Atunci au fost grav, 2 într-o noapte, deja. Și hai să-ți arăt, că ți-arăt și casa unde stă el, Jack the Ripper, îți arăt și casa și are și muzeu. Mai am baterie un pic, hai să vă mai arăt un pic în Jack the Ripper.